Vrei să înlocuiești un întrerupător normal cu unul smart? Ai ajuns unde trebuie, deoarece în acest video îți prezint pas cu pas cum se fac conexiunile fără conductor de nu la întrerupător. De asemenea, îți prezint și metoda de conectare cu conductor de nu la întrerupător pe care o recomand dacă este posibil, cât și conectarea lui în aplicația mobilă pentru a-l controla de la distanță. Am luat ca exemplu un întrerupător dublu și am realizat această machetă pentru a înțelege mai bine. Prima metodă de conectare este cea fără nul la întrerupătorul smart. În dosa de ramificație am adus un circuit de iluminat, acesta cu clemele VAGO. Către întrerupătorul smart am dus 3 conductori, unul roșu care se oprește în doza de ramificație și 2 maro pe care i-am dus direct la becuri. Din doza de ramificație pleacă și un conductor albastru, nulul, la becuri, așa cum avem toți acasă. Folosesc aceste două dulii cu becuri pentru a simula o lustră aplică cu două sau mai multe becuri. Pe spatele întrerupătorului smart se află borna N, unde se conectează conductorul de nul, borna L, unde voi conecta faza. Pe bornele L1 și L3 voi conecta conductorii care merg la cele două becuri. Pe partea din față se află acest simbol de Wi-Fi și cele două butoane cu atingere. Prima metodă de conectare este cea în care nu voi folosi conductorul de nul la întrerupător, ci acest condensator care se montează între nul și un conductor de fază de la cele două becuri. Întrerupătorul smart se poate monta într-o doză ca aceasta, care are două prinderi și se poate roti pe vertical și orizontal, cât și într-o doză pătrată cu două module. Urmează să fac partea de conexiuni, îl conectăm la aplicație, îl montez într-o cameră și îl vom testa. Conexiunile sunt gata, aici este reprezentată schema de conexiuni fără conductor de nul la întrerupătorul smart. Îl testez prin atingere, se observă că funcționează.
Lumina albastră de la simbolul Wi-Fi trebuie să fie intermitentă în momentul configurării. Hai să îl conectăm la telefon prin aplicația mobilă Smart Life. Eu am descărcat-o și instalat-o deja, o voi deschide. Poți crea un cont nou, foarte ușor dacă nu ai. Eu îl am și mă conectez la el cu adresa de e-mail și parola. Apăs adaugă un dispozitiv. Permit accesul la locație. Aleg o iconiță de aici, un comutator în acest caz. Mă conectez la rețeaua Wi-Fi. Aici îmi spune că trebuie să mă asigur dacă becul de la simbolul Wi-Fi clipește repede, dacă nu dau reset. La mine este bine, confirm. În acest moment aplicația se conectează la întrerupător. S-a conectat, apăs finalizat, iar acum pot controla becurile și din smartphone. A doua metodă de conectare este cu conductor de nul, legat și la întrerupător. Se observă cum l-am conectat, condensatorul se demontează. Aceasta este schema pentru metoda asta. Înlocuiesc întrerupătorul dublu simplu cu cel smart. Eu nu am mai avut aici posibilitatea să mai adaug un conductor de nul la întrerupător și voi monta condensatorul în lustră. Se conectează cum v-am prezentat mai devreme. Aici are culori diferite fiind o instalație electrică mai veche. Am conectat și întrerupătorul smart. Îl voi fixa în perete și vom testa ambele metode de control al iluminatului. Eu sunt Claudiu, dă-i un like dacă ți-a plăcut prezentarea mea. Nu ezita să mă întrebi în comentarii dacă ai vreo întrebare. Îți mulțumesc pentru atenție și rămâi aproape de acest canal de YouTube.